Cu sufletul mâhnit, căci iarăși am greșit, mă plec îmi cer iertare, privește cu îndurare. Iartă-mă, Tată Ceresc, putere dă-mi să biruiesc. Iartă-mă, o Doamne Sfânt, îți cer în rugă și prin m-am pietrită de avalului ispită, m-apropii de altar, îți cer, Iisuse, har. Iartă-mă, Tată Ceresc, putere dă-mi să biruiesc. Iartă-mă, o Doamne Sfânt, îți cer în rugă și prin cânt. Din toată inima îl lăudăm și îl binecuvântăm pe Domnul care a fost cu noi și de partea noastră. Amin. Amin. Chiar dacă a fost o zi mai încărcată, o zi mai obositoare, Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat și ne binecuvintează și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Dumnezeul nostru este Cel care ne-a păzit, este Cel care veghează asupra noastră și noi suntem datori să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pe El. Dumnezeul nostru este atât de bun. Chiar mă gândeam astăzi într-un mod deosebit și după timpul binecuvântat care l-am avut în casa Domnului, de obicei la frații romi, la frații țigani, parte din ei sunt prieteni ai casei Domnului, au obiceiul acesta și fac câte o masă de dragoste și în mod deosebit au încredințarea aceasta să meargă careva dintre noi să ceară binecuvântare pentru bunurile acestea și așa mai departe. Eu am făcut așa un legământ cu ei și am spus ori de câte ori vin, dacă îmi dați voie să predic jumătate de oră, vin cu cea mai mare plăcere. Și astăzi din nou am mers acolo, dintr-o dată am văzut că s-a adunat o mulțime de oameni și de femei, de copii, foarte mulți au venit și ca atare Dumnezeu a deschis un cuvânt minunat care a rămas atât de surprins, plăcut, cum poate Dumnezeu să lucreze și cu fiecare dintre noi. Dumnezeu nu are în vedere fața omului. Dumnezeu are în vedere dacă omul este sincer și vrea să-L caute pe Domnul. La un moment dat am dat lucrurile acestea, mâncare și toate la o parte și Dumnezeu ne-a dat un cuvânt minunat. Chiar am spus, Doamne, cât de bun ești Tu cu oamenii. Erau acolo prieteni care aveau 50 de ani, 55, 60 de ani. Au trecut prin tot felul de încercări, de necazuri, până într-acolo mulți dintre ei și-au riscat și viața lor. Și a spus, uite ce har de la Domnul, ca să vă mai țină în viață, ca în ziua de astăzi să ascultați, să auziți un cuvânt al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Dintre ei, dacă ați văzut, trei au luat botezul și Dumnezeu este Cel care a vorbit. Dumnezeu este Cel care veghează asupra cuvintelor care le spune pentru popor, pentru oameni, ca să le aducă la îndeplinire. Și noi suntem aici pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a ajutat. Lăudați să fie Domnul! Vreau să vă încurajez, frați și surori, ori de câte ori avem prilejul să putem alerga la rugăciune, la casa lui Dumnezeu, pentru că vreau să vă spun, toate și-au vreme. Toate și-au vreme. Și dacă Dumnezeu ne-a dat sănătate, noi să ne întoarcem să mulțumim lui Dumnezeu. Spune aici cuvântul Dumnezeu în acest psalm 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea nu ne teme chiar dacă s-a zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla varului și a spumega, chiar dacă ar urla și a spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo să se cutremere munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al celui preanalt. Este un râu. În seara aceasta, în mijlocul nostru, este un râu. Este un râu. Dacă am vedea noi îngerul Dumnezeu cum tăbăresc în jurul nostru, dacă am vedea noi
puterea sau prezența lui Dumnezeu, să o vedem și cu ochii de carne. Poate cei mai mulți dintre noi ne-am schimbat atitudinea mult mai mult să-L lăudăm, să stăm cu respect, cu reverență înaintea lui Dumnezeu. Aș dori din toată inima ca să ne unim înaintea Domnului, pentru că ceea ce dă biruință poporului este unitatea. Dacă suntem mai mult sau mai puțin, asta e mai puțin pentru a putea primi biruință din mâna lui Dumnezeu. Ceea ce este important să ne unim. Haideți, prin prima rugăciune care vom aduce înaintea Domnului, să mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut pentru noi. Să mulțumim Domnului pentru răbdarea care o are cu noi, cu cei din afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea care are și a avut-o față de noi, pentru purtarea de grijă care Dumnezeu, cel mai bine fiecare dintre noi știm cum a lucrat Dumnezeu în viețile noastre. Fie numele Domnului lăudat și binecuvântat. Amin. Așa cum stă pe picioare, aducem o jertfă de mulțumire și Domnul să primească mulțumirile noastre. Amin. Astăzi sunt voios Dumnezeu, e stăpânul vieții mele, e Domnul meu. Cine merg pământ, cine cerul sus, e ca Domnul meu, e ca Domnul meu. În seara asta la biserică, chiar după amiaza asta a fost o activitate un pic particulară, fiind liniștit de faptul că săptămâna aceasta s-a anunțat întâlnire de tineri și steam liniștit în seara asta. Vreau să ne rugăm în seara aceasta și vreau să mă opresc asupra unui cuvânt pe care Apostolul Pavel îl scrie lui Timotei. Și cuvântul acesta este scris în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. E ușor de reținut, 2:2:2.
Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Spunea Domnul Iisus Hristos în cuvântarea de pe munte, în fericire, că e ferice de cei ce au inima aceasta curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Dacă vreți ca în seara aceasta să-L vedeți pe Dumnezeu, să aveți inima curată, dacă vreți ca într-o zi să stați în împărăția lui Dumnezeu, cu Sfinții lui Dumnezeu și cu Dumnezeu însuși, să avem inima curată, curățată de orice poftă, de orice întinare, doar cu inima curată poți să-L vezi pe Dumnezeu. Să-L vezi pe Dumnezeu în calitate de salvator, de mântuitor. Îl vor vedea și alții pe Dumnezeu, dar în calitate de judecător. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu să ne curățească inimile. Doamne, vrem să Te vedem, Doamne, și în seara aceasta, și în veșnicie. Ochii noștri, Doamne, vrem să Te vadă pe Tine, dar vrem să ne curățim inimile, Doamne. Și Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei. Când îi scrie lui Timotei, Apostolul Pavel se află spre sfârșitul călătoriei lui pe acest pământ. Și scrie unui om care se află undeva între 25 și 35 de ani. Mulți dintre noi, dintre cei care ne aflăm în locul acesta, au această vârstă. Sau sunteți apropiați, suntem o biserică tânără. Și spune Apostolul Pavel, fugi de poftele tinereții. Și dacă i-ar fi spus, fugi de pofta tinereții, fiecare dintre noi ne-am fi gândit, Doamne, trebuie să fug așa cum a fugit Iosif. Să fug de curvie, să fug de întâlnăciunea aceasta a trupului. Dar când spune Apostolul Pavel lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Este mândria o poftă a tinereții? Tinerii arată bine. Vârsta încă nu și-a pus aprenta asupra trupului lor. Și de multe ori ai tendința să te uiți în oglindă și să spui că arăți bine. N-arăți ca ăla de 70, 80, 90 de ani, care e măcinat în trupul lui poate de cine știe ce boli. E tendința aceasta a tinereții de a-și face un nume. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu și la vremea cuvenită Dumnezeu vă va înălța. Fiecare dintre noi să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne înalțe pe fiecare dintre noi. Aroganța este o poftă a tinereții. Ce știe și ăsta? Ce mai știe bătrânul ăsta sau bătrâna asta sau fratele ăsta? De multe ori avem tendința să credem că le știm pe toate, că le-am auzit pe toate. Când spune Apostolul Pavel, fugi de poftele tinereții, se referă la fiecare imbold rebel al tinereții. Și Doamne, ajută-ne să fugim de ele. Și odată ce fugi de aceste lucruri, începi să urmărești altceva. Ai avut o ocupare, pofta aceasta, dar acum ai altă ocupare. Să urmărești neprihănirea. Și când vorbim de neprihănire, nu ne gândim la acea justificare sau absolvire pe care o face Iisus Hristos în momentul nașterii noastre din nou, ci vorbim de acea neprihănire de zi cu zi, de neprihănirea zilnică. Și neprihănirea aceasta își pune amprenta asupra vieții noastre în fiecare segment al ei. Urmărește neprihănirea, dar numai atât, urmărește și dragostea. Și nu e această dragoste instabilă, instabilă. Ci dragostea aceea care izvorăște din Dumnezeu, dragoste statornică. Și dragostea aceasta să ne înflăcăreze pe fiecare dintre noi. Urmărește apoi credința, loialitatea față de Dumnezeu, față de voia Lui, în ceea ce privește puterea Lui, protecția Lui, planurile Lui, promisiunile Lui. Și credința aceasta ne ferește pe fiecare dintre noi de frustrările vieții. O, dacă aș fi făcut și n-aș fi făcut aceea. Atunci când te încrezi de plin pe Dumnezeu, ești încredințat că Dumnezeu își face voia Lui în viața ta și că tu îi aparții Lui. Și urmărești toate aceste lucruri și mai urmărești și pacea, trăirea în pace cu semenii. Doamne, binecuvintează-ne la lucrul acesta. Odată ce fugim de poftele tinereții, începem să urmărim neprihănirea, credința, dragostea și pacea. Dar e frumos că nu ne lasă aici cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, urmăriți-o, dar nu singuri, ca niște pusnici, ci urmăriți-o împreună cu toți cei ce-L caută pe Dumnezeu, dintr-o inimă curată. Vezi cei ce-L caută pe Dumnezeu, au același simțăminte ca și tine de a se apropia de Dumnezeu și fă urmărirea aceasta cu toți cei care le caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Doamne, binecuvintează-ne la lucrul acesta. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta.
să spunem, Doamne, vrem, Doamne, să fugim de toate aceste lucruri, Doamne, care ne pot întina, Doamne, viața noastră și ne pot despărți de Tine, Doamne. Dar vrem să urmărim lucrurile care sunt plăcute Ție. Neprihănirea, credința, dragostea și pacea. Împreună cu frații și cu surorile care caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aceasta să fie rugăciunea noastră în seara aceasta. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Noi vrem să Te vedem pe Tine într-o zi, Doamne. Vrem ca ochii noștri, Doamne, să se bucure, Doamne, de vederea feței Tale, Doamne Dumnezeule. Dar ne cere ca inima noastră să fie curățită. Vrem, Doamne, să fie curățită, Doamne, inima noastră de poftele care ne pot întina, Doamne. Și să fie umplută de lucrurile care îți sunt plăcute Ție. Doamne, binecuvintează-ne. Haideți să înaintăm în rugăciune. Amin. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Amin. Aș vrea acesta să fie motoul și credința în promisiunea aceasta Domnului să fie totdeauna. Spune versetul mai departe, de aceea ne teme chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții inima mărilor. Și mă gândeam dacă ar fi fost să fie un cutremur de pământ sau poate noi ne-am confruntat în zona aceasta, dar dacă ar fi fost inundat sau ceva deosebit și s-ar fi recitat versetul ăsta, cred că toți, cu toată inima, am fi spus amin, că Domnul este de partea noastră. Dar cred că chiar și în aceste momente când se zguduie economia, se zguduie alte situații în viața noastră, poate în viața ta personală, este ceva care se clatină. Adăpostul și ajutorul trebuie să rămână în Domnul, slăvit să fie Domnul. Cei care au tăria aceasta, cei care au promisiunea aceasta în inima lor și cred din toată inima, Dumnezeu îi ajută să treacă biruitor prin toate. Slăvit să fie El. Am vrea în continuare să stăm în închinare înaintea lui Dumnezeu, vom asculta cuvântul Domnului până atunci, vom cânta o cântare cu întreaga biserică. În urmă, fratele Sami Judea va lăuda pe Domnul cu o cântare, Domnul să binecuvinteze. Apoi corul bisericii sau frații din cor vor cânta o cântare spre slava Domnului, Domnul să-i întărească. De asemenea, ne rugăm pentru cei care, probabil ați observat, lipsesc din mijlocul nostru, fratele Marius, seara aceasta este biserică la Udine. Alți frați au mers să voteze, nu s-au mai întors. Domnul să-i păzească și cu ei, să fie și cu ei. Cei care suntem aici vrem să ne bucurăm de ceea ce Domnul ne va dărui. Vrem să avem inimile deschise în primul rând, urechile deschise, să ascultăm cuvântul Domnului și să-L împlinim. După aceste cântări, fratele Marius Iacob va aduce mesajul Domnului, ceea ce Domnul i-a pus pe inimă, Domnul să-L binecuvinteze. Așa cum a fost anunțat, tot astăzi vom avea și această colectă specială, în mod special va fi pentru fratele Marius și sora Ana. Când va fi momentul necesar, vom da mai multe detalii. Până atunci vrem să ascultăm cuvântul Domnului, ca din gura Domnului și să luăm fiecare pentru viața noastră și Domnul să ne întărească. Amin. Să-ți
stea să dea și una din pieptul vostru să o ia. Deci dragoste, iubire vrea aveți, în turnul de scăpare voi puneți, să stați mulți stâng din harul minunat, iar dacă pe pământul îi plătina. Deci dragoste, iubire de aveți, în turnul de scăpare voi puneți, să stați mulți stâng din harul minunat, iar dacă pe pământul îi plătina.
vor vedea ce veșnică cunună și strălucire va avea umblarea împreună. Și strălucire va avea umblarea împreună. Capitolul 7, de la versetul 1. Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samarei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul de brațul căruia se rezumați, împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu. Chiar dacă a fost ce drumul perește în cer,
cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem, dar, să ne aruncăm în tabăra sirienilor, dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorî, vom muri. Au plecat dar în amur să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberii sirienilor, iată că nu era nimic. Domnul făcuse să audă în tabăra sirienilor un vuiet de cale și un vuiet de cai. Vuietul unul mare uștir și își ziseseră unul către altul. Împăratul Israel a întocmit împotriva pe împărații egipților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amur. Și-au lăsat corturile, cai și măgare, tabăra, așa cum erau, și-au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un corp, au mâncat și au băut. Au luat în el argint, aur și aine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt corp și au luat și de acolo lucruri pe care și le-au dus și le-au ascuns. Apoi și-a zis unul către altul, nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și au spus așa. Am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni. Nu se aude nici glas de om. N-am găsit decât cai legat și măgari legat și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta înăuntru casei împăratului. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi. Vreau să vă spun ce ne fac sirienii, fiindcă știu că suntem flămânzi. Au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și au zis, când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate. Unul din slujitorii împăratului a răspuns, să ia 5 din cai care au mai rămas în cetate. Li se va întâmpla tot cum s-a întâmplat la toată mulțimea lui Israel care se istovește. Și să trimitem să vedem ce se petrece. Au luat două din cara și din cai lor și împăratul a trimis niște soli pe urmele oștirii sirienilor, zicând, duceți-vă și vedeți. S-au dus după ei până la Iordan. Iată că tot drumul era plin de haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului, poporul a ieșit și a jăcuit tabăra sirienilor și s-au vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu după cuvântul Domnului. Împăratul încredințase falsa porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci. Dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit după cuvântul pe care a rostise omul lui Dumnezeu când se pogorâse împăratul la el. Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului, mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei două măsuri de orz cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu. Iar călărețul răspunsese omului Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din el. Într-adevăr, așa i s-a întâmplat, a fost călcat în picioare la poarta de popor și a murit. Amin. Măi, nu se reocupați locul. Să stau în fața dumneavoastră cu un moment în care să-L laud pe Dumnezeu de acest privilegiu în care am putut împreună să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, totodată să vă revăd, totodată să vă aud cum mă binecuvântați și zic ca Domnul să vă răsplătească pentru toate binecuvântările care le-ați rostit înaintea Domnului pentru mine, toate rugăciunile care le-ați înălțat, toată dragostea pe care le-ați arătat-o și zic ca Domnul să vă binecuvânteze. Vreau să stau în fața dumneavoastră cu acest mesaj care l-am citit, cu acest cuvânt din partea Domnului, pentru noi, ca o învățătură. Și să înțelegem din acest pasaj trei motive esențiale pentru a face o lucrare înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu m-a chemat la lucrarea aceasta, vreau să fie dintr-o perspectivă misiologică. Și să învățăm de la niște leproși.
ce au făcut ei și Dumnezeu i-a scris în Scriptura aceasta ca să ne slujească nouă drept pildă. Și acum spune în Corinteni, tot ce li s-a întâmplat lor în vechime, li s-a întâmplat ca să ne slujească nouă drept pildă, ca niște modele de urmat. Probabil știți foarte bine această narațiune. Știm foarte bine starea care era în Samaria pe atunci. Atât de tare era împresurată de sirieni Samaria, încât spune că au strâmtorat-o, încât niște extreme de pasări, de porumbel, costa bani. Și era și scump. Până și un cap de măgar care nu era deloc prețuit, a ajuns să fie foarte valoros. Pe lângă toată criza asta care era acolo, și foamea care a pătruns acolo, oamenii au ajuns la canibalism. Două femei au ajuns de acord să-și mănânce proprii copii. Aude și împăratul de starea nenorocită care era în popor, din pricina fără de legii lor, conform legii mozaice, omul acesta s-a sfârșit taine și a zis, cu ce să te ajut? Cu venitul are mele? Nu vezi că nimic nu mai iasă. Nu putem ieși din cetate, toate resursele ni s-au terminat care erau în interiorul nostru, iar nu putem ieși pentru că suntem înconjurați, suntem împresurați de sirieni. Și toată starea aceasta nenorocită, dintr-o dată vine omul lui Dumnezeu și spune un mesaj care îi șochează pe toți, cu toate că avea o doză plină de necredință. Poate să deschidă Dumnezeu ferestre în cer, cum mâine la poarta sa mare să se vândă pâine din belșug și ieftină. Și nu numai pâine, dar să avem și pâine pentru animale, să ni se dea și orz pentru animale. Mi se pare, le-a s-a părut foarte șocat. Dar călărețul, acela care împăratul se rezema pe el, a zis, poate să deschidă Dumnezeu ferestre în cer? Oare Dumnezeu n-a deschis ferestre în cer? Ce spune voi? Amintiți-vă de poporul Israel când rătăcea în pustie. Dumnezeu a deschis o fereastră în cer și le dădea mană în fiecare dimineață. El a deschis fereastra aceasta și le dădea mâncare, pentru că Dumnezeu are toată puterea. Dumnezeu este acela care are puterea să dăruiască, să dea oamenilor ce are nevoie. Au vrut poporul Israel să mănânce carne și din fereastra cei care Dumnezeu a deschis-o, le-a dat carne. Au vrut să aibă haine, Dumnezeu le-a dat haine, carne care le-a avut nu s-au învechit. Și încălțăminte care a avut-o. Are Dumnezeu resursele Lui. Dumnezeu niciodată nu e sărac sau nu sărăcește. Dar necredința acestui om l-a costat enorm. Și aș vrea să învățăm în această după masă trei motive fundamentale. Mesajul l-am intitulat Du-te și dă-te știre și la alții. Și primul motiv ca să dai de știre și la alții este din pricina lucrurilor pe care noi le-am primit. Ăsta e un motiv de care noi trebuie să dăm de știre și la alții. Mă uit la voi ca la o biserică binecuvântată față de alte biserici. Eu sunt binecuvântat datorită voi față de alți colegi sau de alți studenți. Văd în biserica aceasta că Dumnezeu a investit enorm de mult. Dar am totdeauna sentimentul și conștiința clară din partea lui Dumnezeu, conform cuvântului lui Dumnezeu, că cui s-a încredințat mult, îi s-a va cere mult. De aceea vreau să trag un semnal de alarmă. Ce ați primit, frați și surori? Avem datoria să dăm de știri. Leproșii aceștia excluși societății. S-o pleava societății dacă în popor, în Samaria era foamete. Credeți că era unul care pleca cu 5 sicle să cumpere un excrement de pasăre să le ducă lor mâncare dacă ei mureau? Credeți s-a găsit vreunul în Samaria să cumpere un cap de măgar și să le arunce peste gard, probabil peste zidul acela, la leproși care erau în afară? Nici de cum. Leproși erau în cea mai nepotrivită zonă. A zis, dacă stăm aici, murim! Dacă intrăm în cetate de asemenea foamete și murim, avem o singură soluție, avem o singură șansă să mergem și să ne intrăm în tabăra sirienilor. Ei sunt dușmanii noștri, ei ne asupresc, datorită lor am ajuns în starea în care am ajuns ca și popor, ca și națiune. Dar totuși este o șansă. Dacă ne vor lăsa în viață, vom trăi. Dacă ne vor omori, murim. Oricum murim, de stăm aici sau nu. Oricum, altă soluție nu avem, dar avem măcar soluția aceasta, să încercăm.
Și oamenii aceștia, leproșii aceștia, au fost binecuvântați. Așa a făcut Dumnezeu ca în urechile lor să audă ei ceva, un vuiet de care, de o știre, care au trezit sentimentul ăsta în ei de groază. Și a zis, acum știu ce ne fac samariteni, fiice a chemat și pe egipteni și vin împotriva noastră, au pus un plan, o strategie bine pusă la punct și vine să ne ucide. Așa că au fugit, au lăsat tot ce au avut, corturile lor, hainele lor, avuție lor, aurul, argintul, măgare, tot a lăsat în cor. Pe timp ce fugeau pe drum, ca să fugă mai cu spor, să aibă viteză mai lungă, și-a dat și hainele de pe ei și a lăsat tot pe drum. Și oamenii aceștia leproși au intrat în tabăra sirienilor. Și când a intrat acolo și ei au rămas surprins. Păi ce se întâmplă? E o capcană pentru noi. Au bătut într-un cort, au jertfit din cortul acela, au luat, au mâncat, au băut, au ascuns. Zice, haideți să ne încercăm o dată. S-au dus și din nou au făcut același lucru. Dumnezeu așa a făcut să-i binecuvinteze pe ei. Și prin ei să binecuvinteze și Samaria. Din pricina lucrurilor pe care noi le-am primit, trebuie să mergem și să dăm de știre și la alții. Frate și surori, suntem o biserică botezată cu Duhul Sfânt. Ce ai tu, ceilalți nu au. Noi l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Noi îl avem pe Hristos. Și Hristos în noi este nădejdea slavă. Ce avem noi, cei de afară nu au. Ce ai tu, tu ai o pace și ai o bucurie de care se vorbea dimineață. Ceilalți de afară nu au. Din pricina ceea ce tu ai, ai datoria aceasta să mergi și să dai de știri. Doamne ajută-ne! Ce ai primit? Și dacă ai primit ceva, spune Apostolul Pavel, de ce te lauzi ca și cum ar fi al tău? Sau ce nu ai tu, sau ce ai primit și să fie al tău? Tot ce ai primit este de la Dumnezeu. Dacă avem ceva, avem datorită că Dumnezeu a avut har față de noi. Și dacă Dumnezeu din cer ne-a binecuvântat pe noi, asta înseamnă că noi trebuie să fim la rândul nostru o binecuvântare pentru noi. Ăsta e principiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus lui Avram în felul următor, te voi binecuvânta și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Nu există binecuvântare care să fie doar închisă în inima ta și numai în casa ta. Dacă Dumnezeu din cer binecuvântează pe cineva, binecuvântează cu scopul ca să fie o binecuvântare mai departe. Din pricina lucrurilor pe care noi le-am primit, avem datoria aceasta să mergem și să dăm de știre și la alții. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel, plecat la Roma. Era purtat de la Felix la Festus, de la Festus la Agripa și toți îl interogau. Și omul acesta, ori de câte ori aveau posibilitatea să stea în fața mulțimii, el predica. Îi se dea prilejul acesta să se apere. Și Domnul vine și spune, vorbește, Pavel, că aici am mult noroc. Păi nu era scopul lui Agripa să-i dea doar să predice. Scopul lui era să se apere, să se justifice. Dar el folosea oportunitatea asta și să zică, fratelor, ce am primit eu? Din pricina nădejdii mele care este în Hristos, de aia sunt dat în mâinile voastre. Dar eu mă folosesc de prilejul ăsta și îl dezvestesc pe Hristos. Și la predica aia, când stătea în fața lui Agripa, face și chemare la urmă. La care Agripa rămâne șocat. Folosește oportunitatea. L-am primit. Am primit ceva de la Dumnezeu. Ai primit pacea. Dă-o mai departe. Spune. Spune ce ai primit. Ce Dumnezeu ți-a dăruit. Dă mai departe. Și Pavel când mergea în drum la Roma, are din partea lui Dumnezeu cunoștința aceasta. Când ajunge prin vânturile acelea că stau potrivnice împotriva lor, au strânit mare împotriva lor și a zis Pavel, fraților, zice, oameni buni, știu că călătoria noastră nu va fi lipsită de pagube, va fi mare pagube, va fi pierderea corăbii și a lucrurilor materiale. Zice, trebuia să mă ascultați, să rămânem acolo, ne-am dat noi de acea insulă, să fim acolo și să stăm pe iar acolo. Dar cărmaciul ascultat spune de sutaș și de căpitanul corăbii, așa că au plecat. Și au dat de un alt vânt puternic, de o rapiloană. Și iar a început să aibă probleme. La un moment dat spune că corabia s-a distrus, au mâncat și mieltele, oamenii nici nu mai mâncau. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un înger al Domnului s-a prezentat și a spus în felul următor, Pavel, tu trebuie să stai în fața cezarului. Fii atent, nu se va pierde niciunul din ei. Niciun fir din cap, de păr nu va cade la pământ. Nimic
va fi pierderea curabilor și a materialelor, dar din voi nimic nu se va pierde. Și Pavel le spune, a doua zi le spune, oameni buni, nimic nu se va pierde, fiți dar cu inima pașnică. Se va pierde curată, că oricum e distrusă. Vom pierde materialele, dar viețile noastre vor rămâne în viață, vor rămâne, niciun fir de păr nu va cade din cap. Pavel a primit speranța aceasta din partea îngerului. A primit nădejdea asta că va sta în fața cezarului. Și n-a ținut-o pentru el. Și le-a spus, oameni buni, mâncați! Oamenii spuneau, până și gândurile le spuneau, că nu vor mai trăi, că vor muri. Atât de greu a fost pentru ei drumul ăsta la Roma. Dar a primit speranța și nădejdea că va sta în fața cezarului. Și Dumnezeu mi-a spus, ți-i dau pe toți. Cei 276 de inci, ți-i dau pe mâna ta. Și Pavel le-a spus, aveau suspiciuni la el. I-a spus prima dată că un ucigaș, când s-a lipit năpârca de mână, a zis, și dreptate nu o lasă să trăiască pe omul ăsta ucigaș. Dar omul acesta, Pavel, le-a oferit speranța care o avea de la Dumnezeu. Nădejdea aceasta că va sta, le-a dat-o lor. Știți, la urmă, știți ce o spus despre el, că ești un vin. Se comporta omenos cu Pavel, se comporta frumos. Aveau de gând să-i ucidă pe cei prizonieri, ca să nu scăpe niciunul prin nor. Dar Dumnezeu a schimbat toate lucrurile. Ce ai primit? Dădește. Ce ai auzit? Spunea Pavel lui Timotei, ce ai auzit de la mine în fața multor martori? Pune, încredințează și la alții care să fie în stare să învețe și ei, la rândul lor, pe alții, la oameni de încredere. Și în versetul acela sunt patru generații. Pavel a primit, îi dă lui Timotei, Timotei trebuie să dea la alții care să fie încredere, să dea și la alții. Sunt patru generații, spune, dă mai departe, dă mai departe, nu ține pentru tine. Și ai primit de la mine, oferă mai departe, dăruiește. Primul motiv, prima motivație este din pricina lucrurilor pe care noi le-am primit. Petru și Ioan se rugau la templu, la rugăciune. Și la poarta frumoasă era adus un loc din naștere. Fiecare zi dus și dus acolo. Când ajunge în dreptul, când ajunge Petru și Ioan în dreptul slăbănogului, dintr-o dată le se întinde o mână, în gest de o cerință, dați-mi ceva. Și Petru spune în felul următor la slăbănog, uite-te la noi. Și spune că el, slăbănogul, se uita la ei cu luarea minte, cu speranță să capete ceva de la ei. La care Petru îi spune în felul următor, aur și argint nu am, dar ce am, ce am primit eu, aceea îți dau și ție. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc, scoală-te și umblă. Și l-a apucat de mâna dreaptă și dintr-o dată a sărit în picioare omul ăsta și îl lăuda pe Dumnezeu și îl slăvea. Pentru că ce-a primit Pavel, ce-a primit Petru și Ioan, aceea a dăruit slăbănogul de la poarta frumoasă. N-am aur și argint, ceea ce tu ceri, dar de ceea ce tu ai nevoie și nu știi să ceri, eu am. Am pe Iisus Hristos care este sursa resurselor întregi a pământului. Pământul cu tot ce cuprinde este al Lui și El are totul să te împlinească. Ce am, îți dau. Tu l-ai de Hristos, dăruiește-l și mai departe. Din pricina ceea ce tu ai primit, dă mai departe. Du-te și dă de știre din pricina lucrurilor pe care tu le-ai primit. Ai primit ceva de la Dumnezeu, dăruiește mai departe, spune, proclamă Evanghelia aceasta. Ți s-a dat harul să ai Evanghelia aceasta, te-a înzestrat Dumnezeu cu darul, cu talentul. Pune-le în slujba lui, Doamne ajută-ne. Ce ai primit, dă mai departe. Din pricina lucrurilor pe care noi le-am primit, de aceea trebuie să dăm mai departe. Puțin Tyler a fost misionar în China. După 2 ani de zile, omul ăsta n-a vândut niciun rol. Nu știa ce să mai facă. Până nu s-a contextualizat după mentalitatea oamenilor de acolo și până nu a îmbrăcat desimentația lor, nimeni nu s-a apropiat de el. La un moment dat, un budist, un călugăr budist, un lider al unui sect, într-o seară când predica din Ioan capitolul 3, de versetele 14 la 16, acest călugăr budist a fost atins de Duhul lui Dumnezeu și convins și a primit pacea și s-a predat Domnului. El, la rândul lui, când a primit pacea aceasta, spunea el în felul următorului lui Hudson Taylor. Zice, am căutat pacea aceasta, zice, în budism și n-am găsit-o. Am căutat-o în confucianism și n-am găsit-o.
Am căutat-o în 2 ani și n-am găsit-o. Zice, oriunde am căutat, în orice religie sau sectă, n-am găsit pacea asta. Dar în seara asta, zice el, am găsit pacea lui Dumnezeu și vreau să o dau mai departe. În altă zi îl întreabă Ni îl chema pe omul ăsta, pe călugurul acesta, și spunea, voi de când aveți, zice, această veste bună pe Iisus Hristos, de când îl aveți? La care auzi un tare zice, îl avem de câteva sute de ani, noi știm despre el. Zice, cum? De câteva sute de ani voi știți despre el? Zice, da. Zice, tatăl meu a căutat în lung și în lat, spune, de aproape și de departe, zice, pacea, a căutat calea, a căutat mântuirea și n-a găsit-o. Zice, și-a murit și n-a găsit-o. Zice, și voi de câteva sute de ani aveți această veste bună. Zice, de ce n-ați venit mai repede la noi să ne spun? Spune, uți-o în taie. Atât de tare l-a dorut cuvintele acelea. Și a zis că nu voi uita niciodată mesajul lui Ni, prietenul lui și primul lui convertit. În momentul acela a început cu înflăcărare să facă lucrarea lui Dumnezeu împreună cu Ni. Și avea un mare impact și mulți oameni din China se întorceau la Dumnezeu. De când ai primit? Și dacă ai primit, de ce nu dai de știu? De când îl ai pe Hristos? Și dacă îl ai, de ce nu spui? De când ai pacea, bucuria mântuirii? De când ai ești mântuit? Și de ce nu dai mai departe? Frații mei, amintiți-vă de omul lui Dumnezeu, Matei Levi. Omul acesta era la famă. Trecea Domnul Iisus și spune, vină după mine. A lăsat totul și a plecat după Domnul Iisus. Fără să mai pună întrebări, dar care e salariul meu? Oricum am o slujbă bună. Nu. Omul acesta a mers după Domnul Iisus Hristos. Și spune în Scriptura că de bucurie, ca să facă cum au făcut în dimineața asta cei îmbrăcați în haine albe, mărturie publică, a chemat și a dat o masă în cinste, în onoarea Mântuitorului, și a chemat pe toți vamișii și pe păcătoși. Și a stat la masă cu Domnul Iisus și cu ucenicii și a făcut publică mărturia lui. Eu l-am primit, prietenii mei, tovarășii mei de lucru. De azi înainte, lăzvama los totul pentru că am o chemare măreață. Hristos a intrat în inima mea, în viața mea, o spun tuturora, să știți toți prietenii, toate rudele mele, toți vecinii mei. Și Mântuitorul a avut oportunitatea, pentru că el totdeauna stătea la masă cu vameșii și cu păcătoșii, că i-au scos și cu urechile. Deci un mâncător și un băutor de vin. Păi la care Mântuitorul le spune în felul următor fariseilor, nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Voi știți că voi sunteți doctor. Și nu cei sănătoți au nevoie de voi, ci cei bolnavi. De-aia am venit să caut cine ne este mai pierdut și să-l aduc înapoi. Ce ai primit din pricina ceea ce tu ai primit? Dă de știre. Dă de știre. Du-te și dă de știre și la alții. Din pricina lucrurilor de care tu le-ai primit. La aceasta Dumnezeu ne cheamă. Noi am primit binecuvântarea lui Dumnezeu. Trebuie să o dăm mai departe. Știți că postul și rugăciunea au un lucru în comun foarte important. Vrea Domnul Iisus Hristos, după ce s-a rugat și a făcut rugăciunea Tatăl nostru, ucenicii au rămas uimiți. Rugăciunea Mântuitorului și o să învață-ne și pe noi să ne rugăm. Și le-a spus în felul următor, cum să se roage și apoi le-a dat o imagine clară ca să înțeleagă. Zice un om, zice un prieten, în mezul nopții au venit un alt prieten la el. Și pentru că n-avea ce să-i pună în față, n-avea pâine, așa că la mezul nopții s-a dus și a bătut la prietenul lui și a spus, te rog, dă-mi 3 pâini. Că a venit în călătorie, zice, la mine un prieten și n-am ce să-i pun în față. Și dacă dinăuntru casei spune că prietenul îi va spune, ei, eu sunt în fata acum, sunt cu copiii mei, ușa încuiată, zice, nu mă mei, nu mă tulbura. Știi ce le spune Mântuitorul în felul următor? Chiar dacă nu se ridică pentru că e prieten, totuși, din pricina stăruinței lui supărătoare sau tulburătoare, totuși se va ridica și îi va da pâinile acelea. Știți care e scopul la lucrul acesta? Nu era pentru el pâine. Nu pentru copiii lui avea nevoie el de pâine. Nu pentru familia lui avea el nevoie. Nu! El avea nevoie de pâine pentru altcineva. Și totuși, pentru că măcar că e prieten, nu o face. O face din pricina stăruinței lui. Și a scos în evidență, el cere ca să dea mai departe. Uitați-vă în Isaia 58. Spune, postul adevărat s-a plăcut mie este acela. Să aduci pe cei nenorociți fără adăpostul în casă. Să dai o haină celor care este gol.
să dezlegi lanțurile robiei. Ăsta e postul plăcut mie. Uitați-mă în judecata viitoare. Cum judecă Dumnezeu lumea sau pe creștini în ziua aceea? Pentru că am fost flământ și mi-ați dat. Eram gol și m-ați îmbrăcat. Mi-era sete și mi-ați dat de băut. Eram în temniță și aș venit pe la mine. Știți ce spune Iacob? Ziceți, voi cereți și nu primiți. Pentru că cereți cu gândurile voastre ca să risipiți în plăcerile voastre în egoism. De-aia Dumnezeu nu răspunde. Ia cereți pentru altcineva. Și vreau să vă dau o imagine care s-a întâmplat luna trecută la noi în școală. Era o fată care a primit veste de la biserica ei locală că nu mai poate susține. N-avea laptop. Este esențial să ai un computer ca să faci lucrările acolo și tot ce îți cer profesorul. Toate lucrările sau toate cursurile vin electronic. Și fata aceasta n-avea un laptop. Doi studenți s-au pus de acolo și au zis, luăm o zi de post și ne rugăm toată săptămâna. Duminică ne uităm în contul nostru bancar și ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi și să fim o binecuvântare pentru colega noastră. Și au zis, ne rugăm toată săptămâna, voi postim și duminică ne uităm, duminică seara în cont. O singură persoană le-a pus bani în cont la unul care cunoștea, pe ăla de-al doilea nu cunoștea. Și a subliniat, banii ăștia pentru tine și pentru prietenul tău. Ea nu știu nimic. Banii care aveau nevoie pentru computer ca să-i spune la colega respectivă, i-a primit. Știți cum a răspuns Dumnezeu la rugăciune? Imediat. Pentru că când tu ceri cu gândul să fie o binecuvântare pentru altceva, Dumnezeu răspunde, pentru că ăsta e principiul lor. Dumnezeu nu răspunde ca să ai tu, ca să risipești în plăcerile tale egoiste, ci Dumnezeu te binecuvintează ca să fie o binecuvântare pentru alții. Din pricina lucrurilor pe care tu le-ai primit, ai datoria să dai mai departe. Doamne ajută-ne la lucrurile astea. Du-te și dă de știre și la alții. Ce ai primit? Ce ai primit de la Dumnezeu? Ce ți s-a încredințat? Fă-ți datoria, Doamne ajută-ne! Și al doilea motiv pentru care trebuie să mergem să dăm de știre la alții este din pricina lucrurilor pe care alții au nevoie. Priviți în versetul 4 ce spune în următor. Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foame și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea, vom muri. Haideți dat să ne aruncăm în tabăra sfinilor, dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi. Iar dacă ne vor omori, vom muri. A zis ei, în cetate e cea mai mare nevoie. Părinții noștri, probabil ziceau leproșii, au cea mai mare nevoie. Probabil copiii sau soțiile noastre au cea mai mare nevoie. Și din pricina că ei au nevoie, trebuie să dăm de știri. Asta e principiul lui Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu. Din pricina lucrurilor pe care alții au nevoie. Dacă primul a fost din pricina lucrurilor pe care noi le-am primit, al doilea motiv este din pricina lucrurilor pe care alții au nevoie. Trebuie să mergem și să dăm de știre și la alții. În casa cui, în Betlehem, era Elimelec cu soția lui Naomi, împreună cu cei doi fii, Chilion și Mahlon. Au plecat în țara Moabului, într-o țară blestemată, să caute pâine, pentru că în casa pâinii nu mai era pâine. Și dacă oamenii azi pleacă undeva într-o disperare profundă, se duc să caute rană. Știți că nevoia lor a samaritinului era nevoie una din asta fizică, o rană, n-aveau pâine, își mâncau copii. Dar există o altă hrană, este și o altă pâine care a venit din cer, lăudat să fie Domnul. Și lumea în care noi trăim are nevoie de o pâine aceasta. Oamenii aceștia au plecat și în timp de 10 ani de zile a fost catastrofal pentru ei. I-a murit soțul și a murit și cei doi copii în timp de 10 ani de zile. Nu trebuia să plece din casa pâinii, că Dumnezeu cercetase înapoi din nou Betleemul și a binecuvântat din nou. Și când a auzit Naomi că Dumnezeu a cercetat din nou Betleemul și a dat pâine, s-a întors înapoi imediat și pe lângă ea a mai venit și Rut. Pentru că totdeauna oamenii vor căuta acolo unde este hrană. Și oamenii care au nevoie, totdeauna se vor duce acolo unde este ceva. Frații mei, voi sunteți binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu v-a binecuvântat enorm, cum vă spuneam. Mulți ar dori să aibă ceea ce voi aveți, dar nu au. Dar atenție, dacă voi aveți, aveți toată menirea să dați și la alții. Din pricina lucrurilor pe care alții au nevoie.
Femeia aceasta a plecat pentru că era foame. A plecat pentru că în casa pâinii nu se găsea pâine, nu se găsea hrană. Dar în momentul în care a auzit că este hrană, imediat s-a întors înapoi. Și pe lângă ea a venit și rog. Totdeauna oameni vor veni acolo în momentul din cuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă v-ați înmulțit ca și numeric, este datorită lui Dumnezeu că aici este pâine. Și dacă dimineață persoanele s-au plecat aici, este datorită că în casa Domnului este pâine. Și motivația care l-a întors înapoi pe Fiul Ispitor n-a fost altceva decât foamea lui disperată după pâine. Și a zis, câța, gața, tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Nici măcar roșurile care mănâncă porcii, nu am dreptul și nu mă pot folosi de ele, că le mănâncă porcii. Și atunci și-a revit în fire și a zis, mă întorc înapoi. Pentru că acolo este binecuvântare în casa tatălui meu. Și în casa tatălui meu este din belșug pâine. De aceea, frații mei, ce aveți, dăruiți. Pentru că ei au nevoie. Din pricina lucrurilor de care ei au nevoie. Dați pâinea aceasta. Spunea Mântuitorul în felul următor. Zice, părinții voștri au mâncat mană în pustie. Dar zice, toți au murit. Dar adevărata mană, zice, și adevărata pâine venită de la Dumnezeu sunt eu. Și oricine mănâncă trupul meu, zice, este o mâncare adevărată, este o pâine proaspătă. Și oricine mănâncă nu va muri niciodată și va trăi în viață. Și cine bea sângele meu, de asemenea, va trăi în viață. Și le-a dat o lecție Domnul Iisus ucenicilor în felul următor. Spunea că când a văzut că vin roade, i-a spus ucenicilor în felul următor. De unde avem pâine să le dăm la toți să mănânce? Au căutat și au găsit un copil care avea pâine. Ceva pâine și doi căștușori. Cu pâinițele alea cinci au venit la Domnul Iisus Hristos și le-a dat lecția următoare. Aflând pâinea, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a luat și a dat ucenicilor și a zis împărțit. Era atât de absurd că ucenicii spuneau, păi n-ajunge, nici măcar puțintel la fiecare. Cum putem noi să-i săturăm pe toți aceștia? Și Mântuitorul vrea să le dea lecția în felul următor. Luați și împărțiți. Știți unde s-a întâmplat minunea mulțirii pâinii? În mâinile ucenicilor, fără ca ei să-și dea seama. A luat pâinile alea și le-a dat ucenicii când spune, în timp ce ei împărțeau, tot se mulțea pâine. Și nu mai se termina din mâinile ucenicilor și tot creștea. Și la omul, ca să le dea o lecție, ca să fie bine înțeleasă, strângeți toate firimiturile și câte coșuri s-au strâng. Câte coșuri, frații? S-au strâns coșuri cu firimituri și a zis nimic să nu se piardă. Asta e lecția pe care vrea Dumnezeu. Aveți! Chiar dacă vi se pare că aveți puțin sau absurd, păi ce am eu așa mare? Păi l-ai pe Hristos! Dă-te știre! Pentru că ei au nevoie de Hristos! Păi ce ai tu? Păi tu ai hrană spirituală! Și dă hrana asta și la ceilalți! Pentru ei! Chiar și amărăciunile este o mâncare bună, spune Proverbe. Pentru cel flământ și amărăciunile îi se par dulci! Pentru că tu ești îmbuibat. De-aia probabil nici nu știi că e dulce sau că nu. Se pare că e prea mult. Din pricina lucrurilor pe care alții au nevoie, dă-mă de ea. Amintiți-vă de femeia cananeană. A venit femeia aceasta la Domnul Iisus Hristos și sub un test la care ea nu s-a aștepta. Și era din altă. Și n-avea nici măcar dreptul să vină, pentru că nu făcea parte din poporul Israel. A venit și se ruga stăruitor. Fiica mea e mucită rău de un drac. Și n-a băgat-o în seamă, pentru că și tăcerea uneori vrea să transmită ceva. Ucenicii s-au simțit ei indignați și strigă după noi. Păi cine vă credeți voi că strigă după voi? Că ea n-a venit la voi, ea a venit la mine. Și a spus Iisus, eu n-am venit decât pentru voile pierdutele casă lui Israel. Și ea din nou a insistat. Zice, nu pot să iau pâine și să o dau la căței. Știți ce spune femeia aceasta? Da, da, Doamne. Dar și căței se satură de fărmiturile care cad de la masa în bar. Știți că ei se satură cu fermiturile? Boate? Căței, neamurile se satură cu fărmiturile de la masă. Pentru ei e mult să-i spui că ai bucurie. Pentru ei e mult să-i spui că tu ai siguranța mântuirii. Pentru ei e mult. Poate că nu vezi lucrul ăsta, dar în ei Duhul lui Dumnezeu lucrează. Și-ți dați, Doamne, știți care a fost aprecierea Mântuitorului? O, femeie, mare ți este credința. Așa este, e adevărat. Facă-se după credința ta. Cine nici măcar ucenicii nu știau. Dar le-a dat o lecție. Da, și neamul este satul cu ferimiturile care cad de aici. Pentru ei e o rană îndelșugată.
Pentru ei e o bună masă. Și ei sunt satul cu lucrurile astea. Atât e de căutată pâinea aceasta. Nu știu care sunt din Arad, dacă ați auzit de localitate sau de orașul Pecica. Până în 1989, în fiecare dimineață de acolo zburau un avion de pe pista din Arad în București la Ceaușescu, pentru că acolo era o fabrică de pâine care făcea o pâine foarte bună. Și Ceaușescu nu mânca pâine din nicăieri, din altă parte, doar de acolo. În fiecare dimineață zbura avionul din Arad la Ceaușescu și ducea pâine caldă. Pentru că atât de prețioasă e și de căutată pâinea, care este bună, care este proaspătă. Cu cât mai mult, noi avem o pâine care e venită din cer. Și pâinea aceasta e Iisus Hristos. Și oamenii vor fi săturați cu pâinea adevărată. Și ei vor trăi în viață cu pâinea care a venit din cer. Și oricine mănâncă din pâinea aceasta nu va frumânzi niciodată. Și Mântuitorul spune în felul următor în Matei, capitolul 5. Ferice de cei flămâni și însetați, căci ei vor fi săturați. Ferice! Pentru că cei ce au pâine au dreptul să dea și la cei care au nevoie. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Ăsta e principiul lui Dumnezeu. Ce ai primit, dă-le știri și la alții. Din pricina lucrurilor pe care tu le-ai primit. În al doilea motiv, din pricina lucrurilor pe care alții au nevoie. Du-te și dă. Oferă-le și lor, că ei au nevoie de lucrul acesta. Amintiți-vă de femeia aceasta, samariteană. În disperarea ei și în marginalizarea care o avea din partea societății, l-a întâlnit într-o zi pe Mântuitorul. Pentru că dorea foarte mult să se închine la locul potrivit și căuta închinarea adevărată și într-o zi a găsit. În momentul când i-a primit vestea aceasta, n-a mai putut sta. Pentru că a știut că toată Samaria are nevoie de adevărata închinare și pentru că știa că cei ce sunt în Samaria sunt în nevoie, s-a dus și a dat din pricina lucrurilor pe care alții au nevoie și a început să strige. Eu l-am întâlnit pe cel care a scris Moise în lege, pe Iisus Hristos, pe Mesia, și mi-a spus tot ce am făcut. Mi-a făcut o radiografie și totul ce am făcut în viață mi-a spus. Și este adevărat. N-am putut contesta. Așa că vă spun și vouă, El este Mesia, El este cel profețit, El este cel vestit de Moise. Veniți și vedeți! Toată cetatea au crezut. Mulți oameni au venit și s-au întâlnit cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos. Ce a primit ea din pricina lucrurilor pe care alții aveau nevoie, s-a dus și-a dat niște. Știți câți oameni? Este o fereastră 10-40 la lumea seară. Este zona cea mai neevanghelizată din lume. Țări cu musulmani, țări islamice, budiști, hinduiste, care mor de foame, mor de foame. Cine se duce pentru oamenii ăștia? Cine merge și le dă de știri că există pâine adevărată? Cine merge și le dă de știri că există cale adevărată? Știți că musulmanii nu au niciunul, nici măcar Muhammed, profetul lor, nu are siguranța mântuirii. El nu știe dacă merge în rai sau în iad. În iad avea toată certitudinea. Dar în rai nu știu. Ei nu au siguranța mântuirii, ei nu știu. Fac tot ce este posibil. Toate moscheile sunt din ofrandele lor, din zeciuielele lor, din banii lor. Și oriunde în lumea asta ei caută să facă moschee și pelerinaje care costă mii de euro. Să facă orice le stă, postez, se roagă în repetate rânduri, la o oră fixă, când vine momentul rugăciunii, fac orice și totuși nu au siguranța mântuirii. Și noi o avem. Frații mei, din pricina lucrurilor de care ei au nevoie, trebuie să mergem și să le dăm de știre. Din pricina lucrurilor pe care noi am primit și vreau să vă provoc. Dacă mi se pare nimerit vouă și Duhului Sfânt, dar eu sunt convins că Duhul Sfânt este nimerit, faceți la fiecare program sau la fiecare întâlnire rugăciune pentru alții. Nu mai fiți egoiști numai pentru noi, că Dumnezeu nu răspunde, vedeți? Răspunde în cazul în care Dumnezeu vrea, dar de multe ori nu răspunde rugăciunile pentru că suntem prea egoiști, prea ca să fim noi pentru noi. Faceți pentru alții, rugați-vă pentru, luați atâtea țări care sunt în lumea asta neevanghelizate, nemântuite, luați o țară! Și rugați-vă la fiecare duminică pentru o țară anume. Luați o populație sau un grup etnic și rugați-vă pentru ei. Postiți pentru ei.
faceți și pentru alții. Doamne ajută-ne, spuneți amin, frații mei. La ce să ne cheamă Dumnezeu? El a zis, trebuie să merg și în altă cetate să fac. Pentru că mâncarea mea, când au venit ucenicii cu rană, cu sandwich-urile, i-au refuzat și a spus, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu, care m-a trimis. Mai întâi predic Evanghelia, mai întâi le împart hrana spirituală și apoi celelalte. Asta a fost principiul Mântuitorului. Din pricina lucrurilor pe care alții au nevoie, trebuie să facem. Și haideți să citim și versetul 9. Apoi și-au zis unul altul, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haideți să dăm de știre casei împăratului. Și a treia motivație pentru care trebuie să dăm de știre este din pricină că riscăm extraordinar de mult dacă nu ne facem datorii. El a zis, ei au zis, ce facem noi? Nu facem bine. Faptul că Dumnezeu ne-a dat, faptul că alții au nevoie de lucrurile care noi le avem și faptul că noi stăm în stand-by, faptul că noi nu ne facem datoria, riscăm. Zice, oricum, dacă nu facem datoria noastră, vom peri. În momentul în care cetatea va auzi sau împăratul va auzi, ne va omorâ. Așa că haideți să dăm de știre. Avem riscul, dacă nu ne facem datoria noastră, de a proclama. Știți ce spune Dumnezeu? Profetul Ezechiel. Și dacă Dumnezeu ridică un profet și are cunoștință din partea lui Dumnezeu și te duce și spune răule, vei muri. Și dacă el nu spune răul aceluia că va muri și răul va muri totuși în nelegiuirea lui. Dar, zice Dumnezeu, îți voi cere sânge din mâna ta, pentru că ți-am dat cunoștință, ți-am dat un mesaj, ți-am dat înștiințare și pentru că nu ți-ai făcut datoria, sângele lui ți-l cer din mâna lui. El oricum moare în nelegiuirea lui. Dar dacă tu te duci și spui, răule, vei muri în nelegiuirea ta dacă nu te întorci din calea ta cea rea. Și dacă răul acela aude mesajul și nu se întoarce din calea lui rea, el moare oricum în nelegiuirea lui. Dar tu, profetule, care ai primit mesajul, tu care ai cunoștință, tu care ți-am dat talentul sau darul, tu care ai primit, îți vei mântui sufletul, iar el va muri în nelegiuirea lui. Dar dacă tu nu-ți faci datoria, dacă tu nu faci riște enorm de mult și sângele ți-l cer din mâna ta, ăsta e mesajul lui Dumnezeu. Așa l-a condiționat Dumnezeu pe Ezechiel. Te condiționezi. Riști dacă nu-ți faci datorie. Amintiți-vă de omul lui Dumnezeu Paris. Spune, eu nu vestesc Evanghelia aceasta din laudă. Și totuși, dacă o faci din laudă, sau dacă nu o faci din laudă, dacă o fac din smerenie, spunea el, voi primi răsplata lui Dumnezeu. Și dacă o fac cu sila, din obligație și cu mofturi, zice, totuși, trebuie să o fac, pentru că mi-a fost încredințat o isprăvincie și nu am decât altceva de ales decât trebuie să fac. Și zice el, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Pentru că i-a fost încredințat. Pentru că Dumnezeu i s-a descoperit. Pentru că Dumnezeu i-a pus mesajul în el. Pentru că Dumnezeu i-a dat cuvânt. Pentru că Dumnezeu i-a dat mântuire. A avut har el și l-a mântuit pe el în primul rând. L-a salvat pe el. Are totuși datoria aceasta să meargă și să dea mai departe. Și să zică și la alții. Dacă nu, riscă enorm de mult. Amintiți-vă de el cu copiii lui. Vine Dumnezeu și vede răutatea copiilor lui el. Trimite un profet și spune, nu m-am descoperit eu casei tale, deci casei părinților tăi. Te gândeați încă în Egipt și am spus, voi dedica din casa ta oameni, zice, care vă aduce jertfe și zice, legământul meu va fi veșnic pentru el. Dar zice, voi nesocotiți legământul meu și încălcați legământul meu, zice. Voi cinstiți pe fiii voștri mai mult decât pe mine, așa că eu voi cinsti pe cine mă cinstește pe mine. Și la un moment dat vine Dumnezeu și îl cheamă pe Samuel. Și Samuel nu identifică bine vocea lui Dumnezeu și se duce la el. Și din nou Dumnezeu îl cheamă. La un moment dat Dumnezeu îi se descoperă și spune în felul următor. Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile multor. Voi face și voi împlini tot ce am vestit împotriva casei lui el. Pentru că are cunoștință de fiii lui. Pentru că fiii lui s-au făcut vrednici să fie lepădați.
fără ca el să-i fie oprit. De aceea, fără de legile lui sau fără lege casei lui, nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Cât va fi lumea aceasta, nu va fi niciodată ispășită. Pentru că i-am dat mesajul, pentru că are cunoștință și nu i-a oprit pe fiii lui. Pentru că nu-și face datorie de care Dumnezeu i-a încredințat-o. De aceea, nu va fi iertat fără de legea lui. Riscăm enorm de mult dacă nu ne facem datorie. Dumnezeu să ne trezească. Dumnezeu să ne dea curajul și îndrăzneala. Ucenicii s-au rugat și au spus: Doamne, dă îndrăzneală robilor tăi. Suntem amenințați. Ne-au poruncit să nu mai vestim. Ne-au poruncit să nu mai proclamăm despre Iisus Hristos. Dar Petru a zis: e mai bine să ascultăm de Dumnezeu. Indiferent ce vă spune cei din jur, fă-ți datorie. Dacă nu riști, riști. Dacă vom tăcea până la lumina zilei, va fi fai de noi. Dacă vom tăcea, trebuie să dăm de știre. Profetul Iona primește mesaj din partea lui Dumnezeu despre cetatea Ninive. 120.000 de oameni care nu deosebeau stânga de dreapta. Probabil erau numai copiii ăștia. Era cetatea cea mare. Era destrăbătut 3 zile ca să străbați la un capăt la altul. Și era mult popor acolo. Și Dumnezeu îi spune profetului Ieremia: du-te și vestește cuvintele pe care eu ți le voi da. Și strigă împotriva cetății Ninive. Știți ce a făcut Iona? Direcție opusă. Dumnezeu îmi zice: în dreapta, eu în stânga. A riscat Iona, ce spune voi? Ce a făcut Dumnezeu? Când a intrat în corabie, a început să stârnească furtuna. Corăbiere, au zis: oare din pricina cui? Cineva e vinovat. Nu se întâmplă lucrurile astea așa obișnuit. Dumnezeu are ceva cu noi. Cineva dintre noi nu-și face meseria, nu-și face datoria. Au luat la investigație, au tras la sort și ne-a crezut. A căzut exact Iona. Știți ce l-au întrebat? Oamenii de acolo, de pe corabie. De unde ești? Ce meserie ai? Care ți este slujba? Oh, zice, eu sunt profet. Oh, ești profet? Și Dumnezeu mi-a spus să merg la Ninive și eu m-am dus la Tars. Păi de ce faci lucrul ăsta? De ce aduci asupra noastră nenorocirea aceasta? Știa bine și Iona și corăbierii știau că tot ce li s-a întâmplat nu era din pricină, pentru că nu știu ce datorie. Le-a spus meseria, a început să recunoască tot. Așa că Iona știa și soluția. Și acum ce să-ți facem? Oamenii ăștia au început să caute din nou soluție. Dar fiindcă tot continua să fie furtună, corabia amenința să se sfârâme, să se scufunde. A zis: Doamne, nu ne împovora cu sânge de vinovat. N-avem, ar vrea să scăpăm pe omul ăsta, dar știm că nu se potorește furtuna. Așa că Iona a zis: dacă mă aruncați în mare furtuna față de voi, se va potoli, dar cu mine continuă. Și l-a aruncat în mare și Dumnezeu a trimis peștele, l-a înghițit. Și în pântece de pește a început omul ăsta să se pocăiască, să se smerească, să se roade și să spune din nou: Doamne, iarăși voi vedea mântuirea, pentru că mântuirea vine de la Domnul, nu vine de la profetul Iona. Și când a vărsat din nou pe mare, a zis: du-te și proclamă ce ți-am dat. Și a proclamat Iona. Nu știu cum a făcut-o, n-a făcut-o cu laudă, probabil a făcut-o cu sila, după cum vedem. Dar era o sprăvnicie pe care Dumnezeu i-a încredințat. Și cum a proclamat cale de o zi, deja era suficientă, că și împăratul a dat porunca până și animalele să se întoarcă cu fața la Dumnezeu. Și așa a fost. Și Dumnezeu s-a crezut. Dacă nu ne facem datorie, riscăm noi. E atât de important să proclam cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul are putere, frații mei. Nu noi. Ce a pus Dumnezeu în noi are putere. Ce este în noi este mai tare decât ce este afară. Și cu Dumnezeu nu suntem biruitori. Mai mult decât biruitori. Probabil nu vezi rezultat. Dar du-te și spune. Aruncă pastila. Datoria noastră este să spunem. Probabil zici că: oh, dar eu nu am talentul ăsta. Eu nu am darul ăsta. Eu nu sunt chemat. Nu ești chemat. E adevărat că nu suntem chemat. Știți ce suntem noi? Trimiși. Duceți-vă. Am fost martor la o tânără în biserica din Speranța, din Cluj, care acum este misionară în Nepal. Când a ieșit în fața bisericii, înainte ca să plece și biserica să se roage pentru ea, a zis: mă duc în misiune, pentru că nu pot interpreta în fel Scriptura. Asta e o motivație. A doua motivație pentru care mă duc în misiune este pentru că mielul este vrednic să primească închinarea. De aceea mă duc în misiune.
Pentru că trupul lui Hristos nu este întregit. Noi stăm la masa Domnului și luăm din trupul și din sângele Domnului. Dar trupul lui Hristos nu este întregit, că mulți nu au stat niciodată la masa Domnului. De aia mă duc în misiune, zicea ea. John Piper spunea în felul următor, facem misiune, pentru că nu există închinare adevărată, încă nu este închinare cum trebuie, de aceea facem misiune. Priviți în Apocalipsa, capitolul 5, Dumnezeu dă o imagine acolo. Orice, din orice limbă, din orice popor, din orice simiție s-au prezentat în fața scaunului Dumnezeu și strigau înaintea mielului că vrednic este mielul de închinare. Până nu va veni din orice limbă, din orice simiție, din orice neam și din orice popor, trebuie să facem misiune, Doamne ajută! Dacă nu, riscăm enorm de mult. Un împărat a chemat slujitorii lui și le-a dat la unul 5 talanți, la unul 2 talanți și la unul 1 talanți. Spune, băgați în biserie când mă întorc să-mi dați înapoi cu dobândă. Și a plecat într-o țară depărtată. După multă vreme s-a întors înapoi. Primul a venit și a zis, zice, stăpâni, mi-a dat 5 talanți, am băgat în negoț, ăștia 5 talanți mi-a mai adus alți 5 talanți. Bine, rog, bun și credincios, intră în bucuria stăpânului, te-ai calificat. A venit celălalt de-al doilea. Stăpâne, mi-a dat 2 talanți, i-am pus în biserie, mi-am făcut datoria și zice, ăștia 2 talanți, nu știu cum s-a întâmplat, ne-am mai adus alți 2, lăudat să fie Domnul, zice. Bine, rog, bun credincios, intră în bucuria stăpânului. A venit și celălalt de pe urmă, care a primit un talent. Păi eu am crezut că eu nu sunt așa de eficient, că am primit numai unul, așa că l-am ascuns în ștergat, l-am îngropat în pământ. Și așa că țineți talentul. Rob viclean și lemne și-a spus stăpânul. Acum te costă. Ai riscat enorm de mult. Pentru că nu ți-ai făcut datorie. Ai știut că sunt un stăpân astru. Că secer de unde n-am sumânat. Că culeg de unde n-am vânturat. Nu se cădea. Sunt pus banii la zărat. Sunt băgat la dobândă și s-a dus și tu măcar un alt talent. Așa că legați-l și aruncați-l afară. Unde va fi plânsul și creșterea din ce. A riscat? Ce spune? Ce-a făcut datoria? Nu. A riscat? A riscat de nou. La asta ne cheamă Dumnezeu. Vreau să lăs din timpul meu și să facem rugăciune pe Dumnezeu. Te rog să afișezi Geneza 44, versetul 34. Și să vedem puțin din inima lui Dumnezeu. Merge și dați-mi știre, faci. Apreciez lucrarea care o faci. Dar sunt aici persoane care nu se găsesc în locul lor. Trăiesc în pustie, probabil, de multă vreme. Nu-și vede viziunea, nu-și cunoaște chemarea, nu știe pentru ce Dumnezeu l-a pus în zona aia de muncă, nu știe de ce lucrează lângă X în fabrică, nu știe de ce s-a întâlnit cu ăla. Priviți aici ce spune Iuda. Iuda este fratele lui Iosif. El a venit cu ideea să-l vândă pe Iosif, a zis, ce câștigăm noi dacă l-aruncăm în lapte? Mai bine să facem ceva bani. Omul acesta a trecut vremea, s-a dus în Egipt și Iosif a cunoscut că sunt frații lui, dar ei nu l-au cunoscut. Și când l-au dus pe Beniamin, că s-a luat de gol, că mai are încă un frățior, a zis ei, la un moment dat, fratele ăsta Beniamin a mai avut un frate care a murit. Minciuna asta! Au crezut-o și ei până la un moment dat. Și fiți atenți cum se roagă el. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah! Să nu văd mâhnirea tatălui meu. Când au venit și l-au mințit pe tatăl lor că Iosif a murit și au muiat haina lui Iosif în sângele unui țar. Și au spus lui Iacob, ia privește, e haina fiului tău. Iacob a recunoscut-o și a zis, negreșit, fiul meu a fost sfârșiat de fiarele sălbatice. Și în momentul acela, când am văzut Iacob, haina muiată în sânge, rumițat, s-a sfârșiat hainele, s-a tămălit pe pământ și a început să plângă în disperare. Și a zis, mă voi coborâ în locuința morților, cu durere, la fiul meu. Au venit toți fiii lui Iacob și toate fiicele lui Iacob să-l mângâie pe tatăl lor. Și spune că Iacob nu vrea să fie mângâiat. Le-a respins mângâierea. Și Iuda vedea durerea tatălui lui, vedea mâhnirea tatălui lui pentru Iosif, vedea disperarea care avea, vedea inima însângerată și a zis în următor, cum mă voi putea eu sui la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah! Nu vreau să văd mâhnirea tatălui meu! Tu cum vrei să vezi? Când coreg de nord, este pe primul loc la persecuție. Nu intră nimeni acolo.
Zile, săptămâna trecută am citit ceva informații de la niște persoane care au scăpat din curentul nostru, care nu le dădeam nici numele, nici fața. Și spunea că o femeie și-a mâncat copiii. Pentru că nu putea să intre în oala care avea, tăia capul și picioarele și-a pierdut de propriul copii. E un fel de disapare în curent. Oamenii se închin la Kim Jong-un, la liderul lor politic. Se trezesc dimineața leșinați de foame și spuneți mulțumesc Kim Jong-un că ne da pâine, măcar că nu le da nimic. Oamenii acolo se închin la liderul lor, ei nu știu de Iisus Hristos, nu au auzit în viața lor despre Iisus Hristos. Ei nu au pace, ei nu au siguranța mântuirii, ei nu au hrana pe care noi o avem. Și spunea oamenii aceștia care dădeau mărturie, e ca și cum a spus numele Iisus din Biblie și l-a pus pe Kim Jong-un în locul lui Iisus. Totul îi se atribuie lui. Tot poporul știe că țara lor e cea mai bună. Ei nu au nicio informație ce se întâmplă în afara de țara lor. Ei nu primesc, nici nu iasă o informație. Este o persecuție extremă de crunt. Cum voi putea eu să mă sui la tatăl meu? Că știu că corebe, nu? Moare de foame. Că mamele își mănânc copii și că moră împătat. Cum pot eu să mă sui la tatăl meu? Că știu că musulmanii nu au siguranța mântuirii. Și femeile sunt sortițe oricum, iadule. Spune că Mohamed a stat în fața iadului și a văzut numai femeie în iad. Cei mai mulți erau femei. De-aia nu au nicio valoare femeile. Cum pot să mă sui la tatăl meu când știu că vecinul, colega, nu i-am spus niciodată despre Iisus Hristos? Ce-am primit eu? N-am dat și lor. Măcar că au nevoie și nici nu știu să ceară. Ei cer altceva. Dar de ce au ei nevoie, tu știi. Pentru că tu ai. Pentru că Dumnezeu ție ți-a încredințat. Cum voi putea eu să mă sui dacă băiatul nu este cu mine? Nu vreau să văd mântuirea tatălui meu. Amintiți-vă când oamenii au început să se mulțească pe fața pământului. Și au început să crească păcatul și au început să fie din ce în ce mai mulți păcătoși. Când Dumnezeu s-a uitat, știți care a fost sentimentul lui? S-a mâhnit și a părut rău că l-a făcut pe om. Dacă se mâhnește Dumnezeu de la ceva, se mâhnește, că nu este închinare. Că nu orice genunchi se pleacă încă înaintea lui. Și că nu toți au Evanghelie. S-a mâhnit și nu vreau să vă mâhnim. Puteți să ne vedem în picioare. Dacă citesc din Scriptură, găsesc duri. Și dacă tu mi-ai dat ceva, mi-ai dat ca să dau și la alții. Și dacă sunt binecuvântat, sunt datorită că trebuie să fiu o binecuvântare și pentru alții. Și am mai spus-o în biserica din Manțul de multe ori. A fi binecuvântat este cota minimă a unui creștin. Însă a fi o binecuvântare tu pentru alții este cota maximă. La aceasta Dumnezeu ne-a chemat. Haideți cu toți împreună să ne rugăm. Doamne, dă viziuni. Doamne, dă călăuzire. Dă lumină, Doamne, trezește Duhul în noi. Spune-mi care este planul tău cu privire la viața mea. Arată-mi voia ta, Doamne, pentru că în voia lui Dumnezeu e locul cel mai sigur. Dar nu uita că este scris, du-te, vesește. Dumnezeu îți spune asta în inimă. Și dacă nu ți-o spune în inimă, m-a pus pe mine să-ți spun, vesește, din pricina lucrurilor pe care le primi. Vesește, din pricina lucrurilor pe care alții au nevoie. Vesește. Dacă nu, riști. Enorm de mult, dacă nu-ți faci de tot. Haideți să ne rugăm voi. Doamne Dumnezeule, Tată. Iacob zice, du-te rog frumos saluturile sfinte bisericii din care faci parte. Spune ca Dumnezeu să le dea favoare în tot ce îi fac. Cristi binecuvântat de Domnul. Studenții, când au zis că vin, mi-a spus, salută biserica cu salutări sfinte. Pe lângă tot ceea ce mi-au spus studenții și directoarea școlii, vreau să vă citesc o scrisoare din partea unui mădulaș din trupul lui Hristos din Biserica Domnului, care cred că este drag vouă și este o fică binecuvântată. Vă rog să ascultați cuvintele care ea le-a scris și pe foaie să le aducă în atenția dumneavoastră. Iubită Biserică din Manță, în ultimul timp m-am gândit mai mult la cât de importantă este Biserica Noastră lui Hristos și la faptul că eu am nesocotit-o de multe ori, nedându-vă valoarea pe care Hristos și-a dat-o. De aceea m-am bucurat să vă pot avea această ocazie să vă scriu câteva gânduri pentru a vă mulțumi și a vă spune cât de mare impact ați avut și aveți în viața mea. Dumnezeu v-a folosit să mă facă ceea ce sunt astăzi. Poate unii dintre voi vă gândiți
că nu ați avut nicio influență asupra mea, deoarece nu ați vorbit niciodată de la bun sau nu am stat niciodată de vorbă într-un mod profund. Vreau să vă spun că toți ați avut rolul vostru, deoarece Dumnezeu așează oameni lângă alți oameni cu scopul de a ne forma. Nu pot să vă enumăr pe toți în modul în care ați marcat viața mea, deoarece mi-a trebuit prea mult timp. Vreau doar să vă mulțumesc fiecare dintre voi pentru sprijinul și încrederea pe care mi-ați arătat. Fiecare lucru a contat foarte mult. Îmbrățișarea, binecuvântările, zâmbetele și mâna caldă, toate le-am luat ca încurajări și ca semne ale dragostei voastre. Mă gândesc la faptul că nu merit, ca ori de câte ori vin acasă să fiu primit așa cu mare dragoste și căldură. Nu merit să știu că vă rugați pentru mine și credeți în chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Nu merit nimic din dragostea pe care mi-ați demonstrat-o și aceasta deoarece mă cunosc pe mine însumi. Însă toate aceste gesturi de dragoste mă fac să mă gândesc la harul lui Dumnezeu care mi-a fost arătat și care zi de zi îmi este arătat. Voi sunteți cei prin care Dumnezeu îmi arată dragostea și purtarea de grijă. Mulțumesc! Am vorbit cu mai multe persoane și mi-am dat seama că nu oriunde se întâmplă ca oamenii să te încurajeze și să-ți arate dragostea așa cum o faceți voi. Mă simt privilegiată să pot vorbi despre cei care sunt în spatele meu în această lucrare în care Dumnezeu m-a trimis, adică despre voi. Deoarece oriunde aș merge, indiferent dacă mă voi întoarce în Italia, sau voi rămâne în România, sau în orice care altă țară în care Dumnezeu mă va trimite. Voi sunteți cu mine. Faptul că sunt plecată cu trupul din biserică nu mă face să nu fiu parte din biserica Philadelphia, ci sunt una. Oriunde m-aș duce eu, sunt partea bisericii lui Hristos. Vă port în inimă și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Sunteți o mare binecuvântare. Fie ca Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze din plin, prin fiecare parte și să vă dorească pacea lui sublimă. Harul și pacea să le aveți din belșug prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus cu afecțiune. Ana Maria Galar. Domnul să vă binecuvânteze. Alături ei mă simt și eu binecuvântat. Ori de câte ori am venit aici, am simțit căldura. Am simțit binecuvântările care le-ați rostit față de mine înainte lui Dumnezeu. Vă apreciez pentru lucrarea care o faceți să-mi mișoară. Sunt parte din trupul lui Hristos care formăm toți aici împreună. Dar oricum, trupul lui Hristos încă nu-i complet. Dar împreună, suntem mari biruitori împreună cu Dumnezeu. Vă mulțumesc, vă apreciez de toată afecțiunea care o aveți față de noi, de sprijinul în rugăciune, de sprijinul financiar și mă rog ca Dumnezeu din cer să vă răsplătească. Dumnezeu să vă binecuvânteze și sunt un privilegiat de fapt parte din de voi. Mă rog ca Harul lui Dumnezeu să fie mulțit aici și Dumnezeu să vă răspundă rugăciunilor care le-a înălțat. Acum la încheiere vreau să vă spun de plecarea mea în Djibouti. Djibouti este o țară în cornul Africii. Este în est. În jurul ei este Eritrea sau Etiopia sau Somalia, dacă aveți în imaginea mai clară în mintea dumneavoastră. Este o țară mică. E cât Bucureștiul de mică. Țara aceasta sunt 97% musulmani. Este o țară islamică. Și în ianuarie mă duc cu alți doi colegi acolo pentru timp de aproape 2 luni de zile, că așa ne cere practica. Dumnezeu ne-a pus țara aceasta în mintea noastră, în gândul nostru, să mergem acolo. Nu doresc altceva decât când merg acolo să fiu binecuvântat pentru ei. Dumnezeu pe mine m-a binecuvântat și vreau să fiu pentru ei binecuvântat. Mă rog ca Dumnezeu să dea la o parte orice predică, să le se pună viza, să ajungem cu bine și Dumnezeu să creeze oportunități în care să-L vestim pe Iisus Hristos. În popoarele islamice nu merge proclamarea așa cum o facem noi în masă, prin evanghelizare într-un anumit local. Și evanghelizarea se face prin relații, de la persoană la persoană, mai întâi căutând să ne facem prieteni și să căpătăm încrederea în ei, pentru că e foarte periculos, nu știi de ce ne dai și ce pun la cale. Dar am toată certitudinea, că nici efort, nici nimic altceva, până Dumnezeu nu-și termină lucrarea cu mine, nimic nu se va atinge de mine. Și vă mulțumesc anticipat de rugăciunile care le veți face în continuare. Este cea mai caldă țară din lume. Este țara cu cea mai mare nevoie de apă potabilă de pe glob pământesc. Este o uscăciune totală. Oamenii duc la cota minimă traiul de viață.
Dar acolo când vreau să merg, să ajungem acolo cu ceilalți trei studenți, cu ceilalți doi studenți, împreună suntem trei, vreau ca Dumnezeu să ne se folosească de noi pentru binecuvântarea lor. Nu știu ce va fi, nu știu care va fi proiectele, noi avem multe informații, avem multe strategii, mă rog ca Dumnezeu să ne dea oportunitățile acestea să le punem în practică. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Broșuri, reviste și semne de carte cu informații despre misiunea lor. Am avut cu frate de cred că cel mai bine ar fi să ia cei care iau și o decizie în inima lor ca să sprijine constant lucrarea aceasta, să se roage. Și un semn de carte vă poate ajuta, vă spun experiență, vă ajută mult de fiecare dată când ai de el, te rogi pentru persoana respectivă, te rogi pentru lucrarea respectivă, dar trebuie să avem un angajament, te ne vă ruga pentru lucrul acesta și Domnul să-i binecuvânteze.
De asemenea, să salutăm la rândul nostru, salutăm pe Marc, pe Ana, salutăm colegilor, salutăm echipa de conducere acolo, Domnul să-i binecuvinteze. Harul Dumnezeu să fie peste ei acolo, să-i întărească. Veștile care s-au ducut la alți misionari nu sunt vești bune, dar noi ne rugăm în toată inima, știm la ceea ce îi cheamă Dumnezeu, Dumnezeu le dă și putere și autoritate, Domnul să-i binecuvinteze, să-i întărească. Dacă poți ceva din partea Domnului, pentru biserică, lăsăm timp. Dacă nu, vrem să ne despărțim cu harul și pacea Domnului să ne ocrotească pe fiecare la casele noastre. Vă urmă o săptămână binecuvântată cu pacea Domnului Iisus. Amin.